Cei aproape 200 de medici de familie din județul Buzău care au contract cu Casa de Sănătate Buzău au venituri mai mari începând cu 1 aprilie. Începând cu 1.04.2018, valoarea minim garantată a punctului per capita a crescut de la 4,8 în anul 2017 la 5,8 în 2018, astfel sumele pe care le vom deconta medicilor de familie vor fi mai mari și de asemenea punctul per serviciu, pentru fiecare serviciu pe care îl fac cei medici de familie, a crescut această valoare de la 2,2 în anul 2017 la 2,8 în 2018. Mai mult, în unele sate din județul Buzău, asistența medicală primară este asigurată de către medicii care și-au deschis noi puncte de lucru. Pentru creșterea accesului populației la servicii s-au încheiat contracte și pentru puncte de lucru din sate altele decât sediul comunelor și sau în localitățile fără medic titular. Exemplu, Caragele, Smârdan, Mitropolia, Năieni, Pietroasele. În plus, în contractul de anul acesta sunt incluse două noi servicii care se decontează medicilor de familie. Administrarea schemei de tratament bolnavului de TBC, pentru care se acordă 40 de puncte pe lună de fiecare asigurat și 15 puncte pe fiecare caz oncologic suspectat de medicul de familie și decontat în luna în care pacientul este confirmat de medicul specialist. Pe de altă parte, numărul optim de asigurați a rămas de ani de zile 1.800 la un medic de familie stabilit prin contractul cadru, iar cheltuielile de funcționare a unui cabinet au tot crescut, motiv pentru care medicii de familie se plâng de subfinanțare.